vine din partea celor doi autori, Anne-Marie și David Guetta, dar și o întrebare pe care o adresez invitatei mele de astăzi. Întâi să vă prezint, să vă povestesc despre cine este vorba. Anne-Marie Ducuță, autor, doctor în istorie și am zis eu observator al sinelui. Bine ai venit! Bine ai venit alături de noi astăzi! Bine v-am găsit, mă bucur să vă cunosc pe amândoi și să fiu astăzi alături de voi. Împreună cu noi și Bianca Iliescu și astăzi. Noi și îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația. Trebuie să-ți deschizi și microfonul. Așa, bun, spuneam autor. Deja în fața ta se văd o mulțime de cărți. Povestește-ne, ai venit cu aceste cărți, povestește-ne puțin despre ele. Sunt scrise de tine. Da, este adevărat. Am acest obicei de a începe să scriu și de a nu mă mai opri. Și este un obicei de care n-am reușit să mă las niciodată, dar se pare că a fost totuși unul dintre viciile mele care m-au ajutat cel mai mult să mă vindec de toate acele întâmplări care, normal, că apar pe parcursul existenței noastre și în foarte multe situații devenim un bagaj emoțional greu și pentru noi și pentru ceilalți. Și munca mea și tot ceea ce încerc să fac este să mă ajut și pe mine și pe ceilalți să trăim nu o viață perfectă, ci o viață care are sens și care doare mai puțin și ne bucură mai mult. Și da, astăzi am venit. Cred că am început cu concluzia mesajului tău, o viață echilibrată. Da, foarte bună. Hai să vorbim puțin despre cărți. Descrie-ne puțin, povestește-ne puțin despre cărți și cum ai reușit să te vindeci. Da. Ce ai scris prima oară? Prima carte, astăzi nu știu dacă am adus-o, oare? Stai să vedem. Am adus-o. Este Perspectiva istorică asupra fenomenului spiritist din România. Nu știu dacă se vede în cameră, da. Se vede. Da. Așa. Aceasta este teza mea de doctorat. Așa cum spuneam, am acest doctorat în istorie și a fost cea mai interesantă și captivantă călătorie din punct de vedere academic pe care eu am făcut-o vreodată, pentru că eu am absolvit Facultatea de Științe Politice în Limba Engleză la Universitatea din București, apoi am făcut un masterat în relații internaționale și altul în politică comparată și acest doctorat în istorie a fost într-adevăr un salt în gol deasupra unui vid, spuneam eu, credeam eu, de informație. Nu am crezut că vreodată o să adun suficiente informații pe această temă, astfel încât să fie o carte de, nu știu cât are, 230 de pagini. Nu am crezut că o să se întâmple asta. Și de asta spun că a fost o aventură, pentru că să pornești pe un drum care nici nu știi dacă te duce undeva și să ajungi acolo unde ți-ai dorit mereu. Pe mine teza aceasta m-a ajutat foarte mult să descoper lucruri despre mine. Este într-adevăr o provocare. Poți să ne spui și o concluzie acestei cărți sau cei care au practicat spiritismul? Tu ai perspectiva istorică, cronologică, bănesc, într-o oarecare măsură, dar oricum istorică, perspectiva istorică, dar poți să ne spui, au ajuns și la o concluzie? E vorba de intelectuali, e vorba de oameni importanței vremii care au practicat spiritismul, au ajuns și la o concluzie? Concluzia ar fi că tot ceea ce este credință, dogmă, convingere pe acest pământ are mai multe rădăcini și vine din mai multe părți. Și noi, oamenii, fiecare dintre noi ne aflăm la intersecția dintre toate aceste credințe. De foarte multe ori ne considerăm niște mici dumnezei, spunem că știm noi tot, că am aflat tot, că nu mai e nimic de descoperit. Și avem foarte multe certitudini. Avem prea multe certitudini, prea multe. Exact. Acele certitudini, de fapt, devin niște îndoieli, pentru că ele nu sunt capabile să fie prezente în trăirea noastră. Și aș spune că această teză de doctorat m-a ajutat foarte mult să înțeleg cât de fluidă este viața și cât de important este să înțelegi orice, o problemă, un om, o chestiune, din toate punctele de vedere. Și aș spune că această teză de doctorat este la intersecția, iată, nașterii psihologiei ca știință, sfârșit de secolul al XIX, la început de secolul 20, aș spune că este o radiografie a unei societăți marcate de materialismul științific, care încearcă să respire și altceva, care încearcă să găsească ce este dincolo de sistemul cartezian de gândire. Și aș spune că teza mea de doctorat este în primul rând o invitație la a regândi ceea ce credem că știm cu certitudine despre noi și la a căuta
în sursa primară a oricărei credințe, spun eu, cred eu, cea care ar trebui să fie de fapt sursa credințelor noastre, și anume viața în sine, trăirea noastră. Și felul în care noi oamenii ne studiem pe noi înșine este fascinant și nu ne dăm seama că facem asta în fiecare zi, prin fiecare alegere și prin fiecare decizie. Am o întrebare legată de cartea ta și de o concluzie a ta personală. E o capcană spiritismul în care ne duce teama, frica de moarte până la urmă, în care ajungem să intrăm în această campanie, în această capcană? Cred că a ști că există ceva dincolo de tine, a înțelege că viața asta nu este singurul loc în care tu o să fii și că acel ceva care este dincolo de tine nu se referă doar la ceea ce trăiești din momentul în care mori, la ceea ce experimentezi după moarte, ci se referă la tot ceea ce trăiești în afara experienței de zi cu zi, în afara granițelor minții tale, în afara logicii. Cred că a conștientiza că există ceva dincolo înseamnă a înțelege ce se întâmplă aici. Eu nu cred că aș putea să-mi înțeleg viața sau trăirea dacă nu aș încerca, pentru că asta fac și asta facem cu toții, cei care suntem în viață și cercetăm despre ce e dincolo, dacă nu aș încerca să înțeleg un pic cum este raportată viața mea la mine, în primul rând, și da, în al doilea rând, la moarte, pentru că dacă trăiești totul la momentul la care se întâmplă, nu ți este teamă că o să se termine. Culmea e că ne e teamă că se va termina ceva în momentul în care nu suntem prezenți în ceea ce se întâmplă. Dar o viață care este trăită în simțirea și în gândirea ta, deci care ți aparține ție, nu este o viață trăită cu regret și cu vinovăție și, prin urmare, nu apare frica. Frica este întotdeauna rezultatul unei absențe din simțirea ta. Tu, dacă ai plecat din tine, unde ești, de fapt? Dacă tu nu mai ești aici în gândul și în simțirea ta, ești în frică și, slavă Domnului, sau din nefericire, slavă Domnului, într-un mod ironic, poate să ne fie frică de atât de multe lucruri, dar ce trist că putem să ne bucurăm și să fim recunoscători pentru atât de puține lucruri. Și în foarte multe situații, faptul că te-ai trezit astăzi este un dar de care poți să profiți, cu care chiar poți să faci ceva. Și foarte interesant că e un dar cu care poți să schimbi și ce s-a întâmplat ieri, că poate ieri tot așa te-ai trezit, dar n-ai făcut nimic cu acest eveniment, respectiv poate să schimbe și ceea ce se va întâmpla mâine. Și toate aceste cărți, că nu o să vorbesc despre fiecare în parte, aici este Mama vindecă în sufletul și De vorbă cu mama, sunt două volume pe care le-am publicat împreună cu mama mea, sunt două dialoguri pe care le-am scris. Practic sunt niște discuții pe care eu le-am avut cu mama și care au apărut aici, în aceste cărți. Mi se pare incredibil, eu am avut norocul și am în continuare norocul să am o mamă ideală, așa cum, nu știu, citești într-un manual de parenting și spui, părintele ăla care nu-și ceartă copilul, da, sigur, nu țipă, hai să fim serioși. Eu am avut parte și am parte de așa ceva, de cineva care nu se enervează, indiferent ce ai face tu, copilul, niciodată, și eu și sora mea am fost crescute într-un mod ireal de blând și abia acum la maturitate înțeleg cât de mult a însemnat această blândețe și cât de mult mă ajută și acum. Și spuneam că mi se pare foarte important, de fapt am vrut să scriem cărțile astea pentru toate acele persoane care ar vrea sfatul unei mame, care ar avea nevoie de iubirea aceasta a părintelui care te iubește necondiționat și nu o găsesc, și am dezbătut subiecte foarte sensibile și subiecte pe care de foarte multe ori ne e jenă să le deschidem, pentru că ni se pare că asta ne face slabi, vulnerabili și neputincioși. Și apropo de cărți, față de cine? Față de prieteni sau față de foarte, părinți? Foarte bună întrebarea ta, foarte bună întrebarea ta, pentru că noi avem senzația că suntem neputincioși față de ceilalți, dar de fapt este neputința ta față de tine. Toate problemele pleacă de acolo? Toate problemele pleacă de acolo, pentru că eu, în mod real, eu acum, astăzi, eu nu știu ce gândești tu despre mine sau ce gândește Bianca despre mine. Eu știu doar ceea ce îmi spuneți voi, ce îmi povesteți voi. Pot să am niște indicii din felul în care mă priviți, din limbajul vostru non-verbal, exact, da, din starea pe care o aveți lângă mine. Eu pot, dar 100% eu nu pot avea indiciul ăsta, corect? Ei, și atunci, de fapt, această mare, uriașă frică pe care o avem noi, ce o să zică ceilalți, ce cred ceilalți despre noi, nu este despre ceilalți, este doar despre ce crezi tu că ar putea crede alți oameni.
În fapt, nimeni nu este atât de preocupat de tine pe cât crezi tu. Proiecțiile tale despre lume, mai puțin ale celorlalți. Da, mai puțin ale celorlalți. Este important să înțelegem și să facem diferența, pentru că ajungem să trăim o viață care de fapt nu este, momentul în care ne preocupăm de ce credem noi că e în mintea altor oameni despre noi. Și apropo de asta, aceasta este primul volum pe care l-am scris împreună cu sora mea, Raluca Muntean. Raluca este anul 6 la Facultatea de Medicină Dentară, o facultate extrem de grea, pe care anul acesta o va termina. De-abia așteaptă toată familia noastră să termine această facultate. Și Raluca scrie singură piesele. Astăzi mă bucur tare mult că se va difuza mai târziu una dintre piesele compuse de ea, pentru că ea a scos două albume până acum, un album cu piese în limba spaniolă, El Dolo, și un album cu piese în limba română. Este... Uitare! Exact, Uitare. Gata, o să ascultăm o piesă, am căutat deja, da? În momentul în care mi-ai povestit, deja am căutat. Și putem să o ascultăm acum? Nu chiar acum, la finalul interviului nostru, deocamdată continuăm. Să terminăm interviul? Bine, hai. Da, sigur că da. Deci, Ralu, să știi că ascultăm piesa, dar imediat după ce povestesc despre prima carte pe care eu am scris-o împreună cu ea. Raluca este sora mea mai mică, cu 9 ani. A fost și este o mare bucurie să trăiesc și să cresc lângă ea. Am învățat foarte multe lucruri de la ea și încă învăț. Cu toate că e mai mică, da, pentru că Raluca este un om foarte transparent și foarte tranșant. Ea nu poate să mintă pe nimeni. Dacă nu-i place ceva sau de cineva, o să-i spună acelui om. Asta ne-a adus și necazuri uneori. Alteori a fost minunat. Dar este o mare, mare bucurie să văd că ceea ce eu și mama am încercat să o învățăm, și anume această stare de autenticitate, în care ești ok cu tine, în care știi cine ești, în care nu trăiești ca să te prefaci sau ca să manipulezi sau ca să trișezi, și efectiv iei viața, da, așa cum vine, cu toate provocările ei, dar în același timp tu ești acolo în ceea ce se întâmplă și poți să spui, da, uite, relația asta eu am trăit-o cu toată ființa mea, am eșuat cu toată ființa mea, că doar dacă eșuiesc cu toată ființa ta, apoi poți să reușești cu toată ființa ta, că asta înseamnă că ai învățat ceva de acolo. Și am mai scris un volum cu Raluca, se numește Hai să povestim despre iubire. Practic sunt două volume în care vorbesc tot așa despre relații, viață, toxicitate, furie și în general cam ce facem cu noi, că nu mai știm ce să facem cu noi, că nu mai știm unde suntem. Pentru că, culmea, societatea și școala ne învață că momentele astea în care tu nu mai știi cine ești sunt rare. Înseamnă că ai o problemă. Du-te și tratează-te. Știi ce nu... De ce sunt eu puțin confuz acum? Da? M-aș aștepta să vorbească despre relații o femeie la 50 de ani, care are experiența unei relații lungi. Și voi sunteți două femei adulte. Aveți această experiență? Ați trecut prin ea? Sau sunt gândurile voastre despre ceea ce urmează? Mi se pare foarte importantă întrebarea ta și de foarte multe ori multe persoane adresează întrebarea asta, pentru că eu am 33 de ani, sora mea are 25 de ani, și ideea asta că am putea să avem un feedback despre ceea ce se întâmplă la momentul prezent, relația, trăirea, doar de la o persoană în vârstă, mie mi se pare ceva care nu are nicio legătură cu realitatea. Pentru că eu în acest moment, ca ființă umană, orice vârstă am, eu așa ar trebui să știu că în trăirea fiecărui om, din fiecare etapă, este ceva ce eu nu am acum. Eu nu am acum ceva din trăirea pe care o voi avea la 50 de ani, clar. Dar e bine să știi că există viitoare etape la care se poate ajunge. Și, cum spuneam, mi se pare foarte important să ne construim o viziune asupra vieții din tot ceea ce simt și trăiesc toți oamenii din jur, inclusiv copiii noștri, care nu au avut relații, inclusiv bunicii noștri, care acum nu mai sunt tineri. Dar viața este despre a înțelege și a învăța din tot ceea ce este în jur, și de aceea am făcut proiectul de vorbă cu mama, pentru că mama mea este o persoană de 54 de ani care a trecut printr-un divorț, care s-a recăsătorit, iată, din a doua căsătorie, este sora mea, Raluca. Și mi-am dorit... fericită după acum? Câte am înțeles, din câte cărți am scris eu și din ce facem eu și sora mea, pot să spun că este o femeie care a știut întotdeauna să aleagă ceea ce a însemnat echilibrul ei și al familiei ei. Și nu știu
dacă mama mea este neapărat, dacă aș încadra-o la categoria femeie fericită, în sensul în care este un om... Mama ei a murit când ea avea 16 ani neîmpliniți, a murit de cancer, iar tatăl ei a murit când ea avea 20 de ani. Apoi s-a căsătorit, am venit eu pe lume, primul ei copil, apoi a urmat un divorț și apoi s-a recăsătorit. Și așa a apărut sora mea. Și au fost extrem de multe momente în viața noastră și cu siguranță o să mai fie, când mama mea nu a fost o femeie fericită, dar a fost și este o mamă care a putut să își pună tot ceea ce ea simte în slujba noastră odată. Și în următorul rând, mama mea este și terapeut holistic. Este persoana care m-a învățat tot ceea ce eu spun astăzi. De la ea știu despre emoție, de la ea știu despre energie și este un om care a vindecat foarte mulți oameni în viața ei, dar a făcut asta într-un mod foarte discret. Niciodată nu a existat o bravură în sensul ăsta sau să le spună celorlalți, uite cine sunt eu, uite ce cazuri am rezolvat. Și modestia asta ei a însemnat de fapt multă energie salvată pentru mine și sora mea. Este într-adevăr o meserie aceea de a fi mamă. Nu toate femeile sunt făcute să fie mame, nu toți oamenii sunt făcuți să fie părinți. Dacă am înțelege asta, ne-am scutit și pe noi și pe copiii noștri de foarte multă suferință și am avea mult mai puține abuzuri, dar asta e o discuție pentru care poate încă nu suntem pregătiți. Și eu am avut și am norocul... Cred că nu suntem pregătiți ca societate. Ca societate nu suntem pregătiți, da? Eu am avut norocul de o mamă care s-a născut să fie mamă, care face această meserie cu cea mai mare plăcere. Și că pornisem de la asta, da, am inclusiv pe YouTube emisiunea De Vorbă cu Mama, am publicat și aceste cărți cu ea pentru că mi s-a părut incredibil să le dau oamenilor o perspectivă asupra vieții și a relațiilor a femeii de 54 de ani, cât va împlini mama mea anul ăsta, care este divorțată, care are 2 copii și care s-a recăsătorit și și-a refăcut viața și care este... Na, recăsătorită din, nu știu, cred că este cu tatăl meu actual din 1994, deci sunt mulți ani, da. Și respectiv perspectiva a surorii mele, care este o tânără de 20 și ceva de ani și perspectiva mea o tânără de 30 și ceva de ani și pentru mine cel mai mare privilegiu, apropo de ce ziceai tu, ăsta este că tot ce trăiesc în relația mea de orice tip ar fi ea, că e relație de iubire, că e relație de prietenie, să pot să scriu despre asta și alți oameni să găsească acolo ceva bun, ceva cu care să se ajute. Mi se pare incredibil și da, recunosc, scrisul este pentru mine o formă de terapie. Deci nu este ceva ce spun, eu fac pentru ceilalți asta. Mă bucur că ceilalți primesc un ajutor din ceea ce fac, dar în felul în care oamenii își schimbă viața, în felul în care oamenii îmi povestesc despre ce simt și, și trăiesc după ce, nu știu, citesc o carte de la mine, acolo este cea mai mare împlinire a mea. Și, într-adevăr, sentimentul că faci cuiva bine și că îi dai din ce ești tu, din cine ești tu, îi dai unui alt suflet, este, din ceea ce am trăit eu până acum, cam cea mai bună stare în care pot să fii. De aici mie mi-au venit foarte multe răspunsuri, de aici mi-au venit extrem de multe direcții și de aici mi-a venit și acest răspuns legat de tot ceea ce scriu, că nu există sfârșit, nu există dezastru care să nu poată fi îndreptat și transformarea pe care ne-o dorim este întotdeauna la îndemâna noastră, atât timp cât suntem dispuși să muncim la ea. Este un efort conștientizarea și da, sunt foarte curioasă cum poți să ajungi concret la acest nivel de conștientizare. Pentru că asta cred că e o problemă cu care se confruntă foarte mulți dintre noi. Mulți dintre noi nu conștientizează. Trebuie să stau aici să nu te privesc, Bianca, dar înțelegi, da, am înțeles cu microfonul cum e. Această conștientizare, în primul rând, începe din a da la o parte tot ceea ce o împiedică. Deci eu astăzi trebuie să mă uit concret la viața mea. Nu știu, e faptul că eu beau cafea fără să îmi iau micul dejun și asta mă deranjează și am stomacul deranjat toată ziua. Este asta o problemă pentru mine? Bun, deci asta, de aici eu pot să am o mare conștientizare. Care e conștientizarea? Că eu nu am grijă de mine, nu am grijă la obiceiurile mele zilnice. Mai departe, faptul că nu am limite emoționale. Cum, o paranteză, cum te afectează faptul că nu ai grijă de obiceiurile tale zilnice? Faptul că nu ți-ai luat micul dejun, spre exemplu, cum trebuie, te poate afecta pe tot parcursul zilei. Îți modifică starea,
nu? Exact. Deci sunt niște lucruri mici din care se întâmplă adevăratele lucruri mari. Lucrurile alea mari pe care noi le așteptăm toată viața să vină. Și de fapt lucrurile alea mari sunt niște bucățele de lucruri mici care te fac fericit. Exact, pe care le lipești în simțirea, în trăirea ta cu gândul tău și uite, este fix, nu știu, că cred că aveți un puzzle aici, nu-mi dau seama. Exact bucățelele alea de puzzle care alcătuiesc the big picture, marele tablou. Apoi, spuneam, merg mai departe, mă duc la muncă, mă duc către membrii familiei mele. Trebuie să văd. Eu dau din cap și zic, da, mulțumesc, vreau să vin, da, îmi place mâncarea asta, da, sigur, e bine. Fără ca eu să simt asta? Păi asta înseamnă că n-am limite emoționale. Păi ce conștientizare să apară dacă eu nu pot să spun pentru mine ce-mi convine și ce nu-mi convine? Mai departe merg. Poate că în acest moment în viața mea eu am niște programe mentale pe care părinții mei, mediul în care eu am crescut, mi le-au implementat, de tipul tu ești făcut să ajungi astronaut. Eu toată eu viața mea... Bravo, sunt foarte coduri. Bine. Exact, corect. La fel de bine funcționează și denumirea asta și identifică exact problema. Bun, și eu toată viața mea eu spun, că am văzut aici o carte scrie scrisoare de pe Marte, da? Bun, și eu spun, eu trebuie să fiu astronaut. Și viața vine și îmi spune, uite, tu poți să fii arhitect, tu poți să fii bucătar, tu poți să fii șofer. Asta este ceea ce tu faci foarte bine, ceea ce ție îți face plăcere. Și eu în fiecare zi am nostalgia asta și durerea asta, tata, eu, dacă aș fi fost astronaut, și nenorocirea cea mai mare e că noi trebuie să înțelegem, deci noi, viața noastră se întâmplă doar în ceea ce se întâmplă. Deci nu e în altă parte, e doar aici. A, că eu în acest moment pot din aici, dar doar din aici, deci eu pot să schimb ceva doar fiind aici, să zic, măi, stai un pic că mă gândesc, că simt, că vreau, ok, dar dacă tu nu ești centrat în ce se întâmplă astăzi și nu te observi, nu se poate întâmpla conștientizarea. Și încă ceva, conștientizarea vine și în etape, apropo de ce a întrebat Bianca. Adică eu s-ar putea acum să fiu într-o etapă anterioară conștientizării acelea masive, care pe mine mă salvează, mă eliberează, din care eu îmi adun informația, da? Uite, pentru orice teză de doctorat, pentru orice lucrare de licență, disertație, tu trebuie să ai informația adunată din mai multe surse, altfel nu ai ce să scrii, da? Pe care după aia tu o analizezi. Eu acum... nu sunt un specialist. Exact. Nu e nevoie să fii specialist. Am nici foarte mult timp la dispoziție pentru că sistemul mă obligă să muncesc, să... Nu că sistemul, da. Asta trebuie făcut. Exact. Pentru să câștigăm, ne rămâne puțin timp pentru noi. Nu. Foarte important. Ok, imediat. Să nu uiți ideea asta, că vreau să vin asupra ei. Foarte bună. Bun. Se prea poate că eu să fiu într-o etapă anterioară acestei conștientizări, da? Eu acum adun informație. Din ce adun informație? Că nu sunt specialist. Adun informație din ceea ce simt atunci când cineva mă umilește. Adun informație din frustrarea pe care o am, că eu nu sunt plătit cât trebuie. Adun informație din faptul că persoana pe care am iubit-o a plecat în altă țară la muncă. Și eu am rămas cu cineva care poate mă iubește, dar eu nu-l iubesc pe omul ăsta. Dar îmi dau seama că e ce trebuie. Adun informație din faptul că, uite, poate corpul meu fizic nu arată cum mi-am dorit eu. Sau adun informație din faptul că, firar să fie, am îmbătrânit și nu mi-am făcut nicio familie. Bun? Toate aceste lucruri, da, dacă sunt observate de mine, eu doar să mă uit la ele. Nu trebuie să fii specialist și nici să ai niciun curs, doar ca să fii atent la ce se întâmplă în interiorul tău, la ce simți tu, când trăiești orice. Toate lucrurile astea, da, sunt într-o anumită etapă. Și eu spun, viața mea n-are sens, nimic pe lumea asta nu e așa cum ar trebui să fie, oamenii sunt niște neserioși, sistemul mă exploatează, sunt prins în ceva din care nu pot ieși. Ok. Eu... în etapa asta, zic, nu se întâmplă nimic. De fapt, etapa asta este tot ceea ce tu ai nevoie ca să ajungi la conștientizare. Conștientizarea nu apare dacă nu există trăire. Deci aș spune că principala condiție este să ai acest curaj de a trăi viața. Nu ai cum să nu ai conștientizări prețioase care te eliberează și te duc la nivelul următor din orice punct de vedere dacă tu astăzi nu alegi această trăire autentică. Atât trebuie să faci. Să ai curajul ăsta, dar să-ți recunoști ție. Deci să recunoști tu în interiorul tău. Eu acum sunt un om rău? Ok, de ce sunt eu un om rău? Poate mă uit la mine și nu mai recunosc. Zic, bă, ăștia tot vorbesc de relație toxică. Păi eu sunt cel mai toxic om pe care îl cunosc. Foarte greu recunoști propria toxicitate. Foarte greu, dar asta e așa eu și... Eu cunosc cazuri în care chiar
prietenii persoanei respective spun, băi, uite, se întâmplă lucrul ăsta și tot nu... Da, ăla cumva cred că e nivelul maxim de conștientizare la care poți să ajungi, ca într-adevăr să poți tu să spui despre tine și să recunoști, să admiți faptul că, da, frate, chiar eu sunt persoana toxică. Ideea, deci... știi care este? Sunt foarte mulți oameni care își recunosc asta. Mie îmi scriu oamenii și îmi spun, mi-am dat seama că eu sunt omul toxic din viața mea, ce să fac? Sunt mulți și care nu știu. Dar știi ce se întâmplă? Sunt toxic. Ideea este următoarea. Tu, dacă vrei o schimbare, dacă vrei o transformare, ai acest dialog cu tine în care îți pui întrebarea asta. Poate obiceiurile mele, felul meu de a fi, este ceva toxic, este ceva problematic. Dacă tu nu vrei schimbarea și transformarea, ok, înseamnă că n-ai ajuns încă acolo. Tu ești omul toxic, ok, înseamnă că tu, în etapa asta în care ești, asta este colectarea informației despre care eu vorbeam. Deci eu acum colectez informații despre ce urmează să fiu, cine urmează să devin. Și da, foarte bine ați punctat, și tu și Bianca, în această viață putem alege. Putem alege să fim oamenii de care ne este scârbă și pe care îi disprețuim din jurul nostru, să fim noi acei oameni, pentru că am fost răniți, pentru că am fost dezamăgiți, sau putem alege să mergem un pic mai departe de acea etapă în care facem ceea ce ni s-a făcut nouă. Și acel altceva este, ok, eu înțeleg și văd durerea ta, drama ta, rana ta, dar știi ce fac? Eu aleg să stau în ce știu și cine sunt eu. Și știi ce o să faci tu? La un moment dat, dacă există limite emoționale, tu nu vei putea să mai îți impui voința asupra mea, ci mă vei urma pe mine. Poate mă vei urma în sensul în care doar mă vei respecta și drumurile noastre se vor despărți, sau poate mă vei urma în sensul în care eu voi fi catalizatorul schimbării din viața ta. Însă limitele acestea emoționale și această stare de responsabilitate, da, ok, eu nu știu cine sunt astăzi, da? Dar vreau să știu, dar vreau să aflu, că deschid un podcast, că deschid o carte, că, nu știu, îi sun pe părinții mei și întreb cine au fost bunicii mei, cine au fost străbunicii mei, ce meserie au avut. Sunt atâtea modalități prin care poți să afli lucruri despre tine, trebuie doar să vrei și vrei doar atunci când din interiorul tău sună acest clopoțel al schimbării interioare. Așa e. Putem să revenim puțin la relații, ca să vorbim și despre topicul acesta. Am intrat puțin în el și am ieșit. Așa este. Așa că de aceea vreau să revin. Există o relație măcar aproape de, hai să nu zic perfecțiune, aproape de ceea ce considerăm că este o relație fericită. Eu, în viața mea, am învățat să implementez acest model de a căuta și de a găsi și de a păstra acele relații care nu mă despart pe mine de mine. Relațiile care nu mă fac să divorțez de simțirea mea. Eu cred că asta este o rețetă care nu poate fi implementată într-un mod ideal, pentru că noi oamenii suntem imperfecți. Dar hai să zicem că există niște parametri, adică dacă plecăm de la eu sunt bine cu mine, tu ești bine cu tine, da? Asta este un drum pentru o relație corectă. Prin corect înțeleg echilibrat, nu? Bănuiesc că și tu ai ajuns la concluziile astea. Da. Eu sunt bine cu mine, tu ești bine cu tine, egal, binele nostru poate să fie bine comun. Tu nu ești bine cu tine, eu sunt bine cu mine, egal, tu o să iei binele meu și o să-l transform în rău. Și viceversa, și pe mine. Eu, exact, și eu o să iau binele tău și o să-l transform într-o problemă. Pentru toate soluțiile tale, eu voi găsi o problemă. Deci, aș spune că din ceea ce eu am trăit până în momentul prezent, avem nevoie, în primul rând, de relație care există cu adevărat în trăirea noastră. Adică eu am nevoie să mă simt lângă oamenii cu care relaționez, prezent, și să nu am starea aceea de îmi doresc să fiu în altă parte, îmi e scârbă de mine, îmi e frică de tine, îmi e frică de mine. Este important să înțelegem că abuzul emoțional poate fi principalul obstacol în calea relațiilor fericite de orice fel. De ce? Pentru că el se poate întâmpla în orice etapă din viața ta, acest abuz, iar tu poți să-l conștientizezi mult mai târziu și să te trezești că absolut toate relațiile tale din momentul prezent au la bază acel abuz din trecut. Deci aș spune că relația aceea perfectă, da, pe care
hai să spunem că nu ne-o dorim, dar undeva acolo, în subsidiar, în subconștient, e mereu această dorință. Băi, lasă-mă că o să vină un moment când o să se alinieze toată, să fie perfect. Nu există moment. Eu nu mă gândesc la o relație perfectă. Când spun asta, mă gândesc la o relație fără efort, pe care o duci fără efort. Nu cred că există relație fără efort. Fără efort mare. Asta e părerea mea. Fără un efort mare, sigur, că, efort trebuie mare, făcut, da. Sigur că trebuie și... făcut în fiecare zi, da, efort. La dar... fel, cred că este importantă și partea de compromis aici. Pot să mă contrazici? Da. Nu, sau nu pot să, mă... să te contrazic. Nu, da, pot să te contrazic. Cum, da. Pentru că... O comunicare, de asemenea, trebuie într-o relație foarte multă comunicare. Și trebuie să existe și o doză de compromis, pentru că sunt persoane care sunt foarte vehemente și spun, nu, domne, eu sunt ăsta, iau așa cum sunt, mă accepti bine, nu mă accepti, la revedere. Da, sunt niște nuanțe foarte bine punctate de voi, în sensul în care... Eu, în toate relațiile pe care le-am avut și le-am cu toți oamenii, eu am depus exact atât efort cât m-am simțit în stare și premisa mea a fost, eu voi fi exact cine sunt în fiecare relație, cine nu va putea să meargă mai departe cu această versiune a mea, înseamnă că nu are cum și nu are ce să caute în relațiile, în relația în viața mea. Pe de altă parte, nu am aplicat acest principiu la modul absolut. Adică să spun, nu, îți convine, nu-ți convine, asta sunt. Întotdeauna și acum sunt foarte atentă la felul în care celălalt reacționează, chiar la reacțiile mele. Și da, uneori îmi dau seama, ok, aici n-am acționat ok, aici se mai poate îmbunătăți ceva. Și apropo de compromis, uite, eu cred că trebuie să facem compromisuri ca să putem să conviețuim unii cu alții. Sincer, ce ar fi lumea asta fără niciun compromis? Dar eu nu cred că poți să faci compromis în ceea ce privește sistemul tău de valori fundamentale. Adică, eu nu pot să fiu într-o relație în care compromisul înseamnă să accept un partener care nu este loial, dacă pentru mine loialitatea este o valoare. Dar dacă eu sunt o persoană care este în relații, în mai multe relații în același timp și pentru mine loialitatea nu este o credință personală, o valoare personală, eu nu voi considera compromis faptul că tu nu ești loial. Eu voi considera compromis faptul că tu mă pui să fiu loial. Adică regulile sunt relative, ne stabilim noi regulile în funcție de valorile pe care le avem. Mie, mi se pare foarte interesant discuția asta. Și este evident că acolo trebuie să fie adevărul, cumva. Undeva la mijloc. Da. Se spune că adevărul este mereu undeva la mijloc. Nu există adevăr absolut de nicio parte. Eu am găsit o formă de adevăr absolut în iubire. Pentru mine iubirea este standardul suprem. Am avut norocul și șansa să pot simți această iubire a mamei față de mine și sora mea. Dar iubirea nu e doar o reacție chimică. Nu cred că iubirea e doar o reacție chimică, deși cred că e și o reacție chimică, cred. Yes. Iubirea este tot ce vrei, știi ce e iubirea? Tot ce vrei tu să fie atunci când tu ai devenit o formă de iubire. Absolut orice vrei tu să fie. Pe mine, ceea ce m-a salvat, dar la modul practic, adică nu așa că metaforic, pe mine, motivul pentru care eu sunt încă în viață astăzi este iubirea. Și am simțit această iubire în felul în care situații care nu aveau cum să se rezolve și lucruri imposibile s-au rezolvat și am înțeles că da, dincolo de ceea ce mintea mea poate să facă, există această iubire care ne-a fost dată nouă, pământenilor, ca să o integrăm în ceea ce suntem, dar nu ca să ne folosim de ea, să ne scuzăm, să ne justificăm pentru neputințele noastre, ci ca să le depășim. Și pe mine această iubire care nu înseamnă confort propriu, dar nu înseamnă nici sacrificiu de sine, pe mine asta m-a făcut să îmi pun punctul de referință aici, în iubire. Am înțeles și efectiv asta fac în fiecare zi, sunt acolo unde simt că există chiar și cea mai mică șansă ca iubirea pe care eu o am față de tot ce e în jur și iubirea care e în mine să nu dispară și am eliminat, spun eu cu succes până acum, toate acele direcții în care nu exista această iubire. Pentru că, da, iubirea nu este doar față de partenerul tău, iubirea nu e, în primul rând, nu e doar un concept romantic. Iubirea de sine, în primul rând, e cea mai importantă. Iubirea poate să fie față de compasiune,
poți să iubești faptul că știi și ai cum să salvezi alți oameni. Poți să fii îndrăgostit de capacitatea ta de a readuce un suflet la viață și să simți iubirea asta. Iubirea poate să fie față de un animal pe care l-ai salvat și starea pe care tu o ai când animalul ăla pe care poate tu nu-l mai vezi niciodată, că el e în viață, aia e o stare care vine din iubire. Și este o reacție pe care tu o simți în corp și pe care mintea ta nu are cum să o producă în acel moment, din punct de vedere științific. Iubirea este... Citocină. Sigur, absolut, dar dincolo de asta, toate acțiunile care apar în urma acestei iubiri nu sunt o reacție chimică. Și toate acele întâmplări din viața ta nu sunt o reacție chimică. Și atunci este important să înțelegem că, da, în această viață avem nevoie de perspectiva științifică, avem nevoie de niște experimente care să ne arate, dom'le, e pe bune sau nu? Ce se întâmplă cu particula aia care e observată și schimbă comportamentul, sincer? Da? Sunt niște fizicieni care au făcut un experiment cu particula observată și neobservată și au văzut care comportament diferit doar că observată. Ok, deci felul în care eu observ realitatea poate să o schimbe. Dar ce se întâmplă cu orice particulă are o antiparticulă? Orice proton are un antiproton? Orice, oricare. Da. Are un pozitiv și un negativ. Corect, corect, da, înțelegi, foarte bine apropo spus. De, dacă apropo vrei să continuăm discuția. Sigur că da, da, și uite, în contextul pe care l-ai deschis tu, acel negativ, stai și te gândești că, de fapt, face parte din firea lucrurilor. Din țesătura lucrurilor. Exact, și că este ceva atât de important. Iartă-mă, dacă tot l-am văzut pe Mădălina aici, o să-l rog să-mi dea și mie un pahar cu apă, că am uitat. Nu știu unde e paharul meu cu apă, iartă-mă. Mulțumesc. Și uite, apropo de negativ, sunt atât de multe evenimente și trăiri în viața noastră pe care pur și simplu, de care fugim și de care ne e frică și teamă și de fapt după aia, după ce trece timpul, stai să te gândești că toate lucrurile bune din viața ta, dar toate, au fost făcute că a fost evenimentul ăla negativ. Pentru că l-ai observat. Dar atunci e o formă de conștientizare. Nu doar că l-ai observat, nu, fără conștientizare. De exemplu, dacă eu sunt un copil căruia îi mor părinții, da? Asta e un lucru negativ. Eu poate ajung la un orfelinat sau ajung să fiu depinde în altă parte. Depinde ce cultură. Stai puțin, în cultura noastră, da, poate fi și, dacă vorbim de cultura românilor, cultura veche românească, cea a dacilor, nu era un lucru negativ. Din potrivă, se țineau banchete. Și nu numai, și în Irlanda, și în multe locuri. Felul în care oamenii trecerea aleg să... e o bucurie. Da, felul în care oamenii aleg să se raporteze la moarte este diferit. Dar cultura vorbim, noastră de acum, da, dar creștină, de, face dar, asta. Exact, dar vorbim de pierdere ca de un lucru pe care eu îl percep cu mintea mea. Adică, sigur, eu sunt de acord că fiecare moarte este o trecere. Asta este ipoteza mea. Dar vorbim de această stare în care tu simți că viața, mulțumesc mult de tot, mulțumesc, ți-a răpit ceva ce tu simțeai și știai că trebuie să fii acolo. Și dintr-o perspectivă practică, sigur că nu avea părinți este oricând dispar din viața ta părinți, este un dezastru dacă ei chiar au fost părinții tăi, că și aici e o altă discuție, și dacă te-au iubit. Atunci când dispare din viața ta un părinte abuziv, nu este o dramă, este o eliberare. Și asta este iarăși ceva, este un subiect sensibil, pentru că tuturor copilor li se spune trebuie să-ți iubești părinții, așa e. Părintele care a vrut și a dorit, a căutat prin tot ceea ce el este să fie acolo. Dar e atât de greu să-l iubești pe cel care ar fi trebuit să te învețe ce e iubirea și nu a făcut-o. Și cu toate acestea, este nevoie să iertăm. Și să iubim, pentru că eu cred că dacă părintele tău nu a putut să te învețe ce este iubirea, este o victimă. Și pentru asta eu trebuie să-l iubesc? Nu. Cu siguranță nu ai mare dreptate în tot ceea ce spui. Dar era doar un alt punct de vedere legat de un părinte abuziv. Sigur că trebuie toxicul, respins abuzul. Dar și să ne gândim la faptul că acești oameni sunt victime la rândul lor. Victime ale abuzurilor. Un cerc care... Și ale sistemului în care au crescut și s-au născut. Sunt foarte multe situații când sunt victime, sunt foarte multe situații când nu sunt victime. Da, e adevărat. Foarte multe situații în care oameni care au avut niște părinți iubitori, în care au avut toate condițiile pe care alte persoane nu le-au avut, devin abuzatori. Asta este foarte interesant să înțelegem și de asta vorbim despre suflet. Pentru că fiecare suflet vine în viața asta cu niște caracteristici care sunt dincolo de educație. Că eu, în acest moment, nu pot să explic de ce un om care a avut o viață
perfectă din după standardele pe care noi oamenii le avem și care au avut parte de afecțiune, simte nevoia să rănească în mod deliberat alți oameni. Și da, o tulburare de personalitate sau o tulburare psihică, ok, poate se pot explica aceste lucruri, dar în fond vorbim și despre această fibră a sufletului, pentru că întâlnim în viața noastră oameni care au în sufletul lor, în felul în care ei sunt configurați sistemic de când vin pe lume, blândețe, compasiune, iubire, și ele, indiferent prin ce vor trece acești oameni, vor crește și vor găsi oportunitatea de a-i reconstrui. Și sunt și oameni cărora viața le dă foarte multă iubire prin foarte multe surse și ei aleg să fie abuzatori nu pentru că sunt victime, ci pentru că le place să simtă durerea victimelor. Și atunci este foarte important pentru noi, eu de asta și scriu și vorbesc atât de mult despre acest suflet. Dacă nu există conexiune cu acest suflet, nu poate să existe compasiune. Tu nu ai cum să ai compasiune cu mintea. Tu cu mintea poți să pricepi că ai nevoie să ai compasiune. Tu cu mintea poți să înțelegi că e o regulă de respectat. Dar compasiunea adevărată, în care eu îți simt ție durerea ca și cum ar fi a mea, că asta e compasiunea adevărată, pe mine mă doare durerea ta, acea formă de compasiune și care are și puterea de a vindeca durerea, că asta e foarte important. E dacă îți simt durerea, poți să ți-o și vindec. Și tu, la rândul tău, poți și tu să-ți vindești durerea, pentru că simți că eu sunt acolo. Și, da, compasiunea se educă cu mintea, dar se simte cu sufletul. Și asta e foarte important, noi ca societate să începem să facem în mod activ. Și cum încep să cultiv compasiunea? În primul rând, recunoscând emoția. Emoția, oricât e de negativă, oricât e de destructivă, vorbește despre ea, comunică, arată. Deja însă vorbim de empatie și este un concept un pic mai complicat. Nu știu, parcă așa îl văd în momentul ăsta. Parcă dispare, parcă este un downgrade din punctul ăsta de vedere. Dar se întâmplă lucrul ăsta, în istoria oamenilor se întâmplă. Downgrade-ul de empatie se în 40... în timpul războaielor, când apar momentele acestea, este un downgrade uriaș de empatie. Conceptul e greu de înțeles din cât din câte observi tu, din discuțiile pe care le-ai cu alții. Trebuie să închidem cumva și ne apropiem de final, din păcate. Mereu pățesc asta. Trebuie să fac ceva cu asta. Pentru că noi acum vorbim doar în linii mari despre ceea ce tu ai scris foarte detaliat în iată câte cărți. Da, e complicat să aduci totul. Doar eventual să subliniem niște concluzii. Da, sau nu, știi cum, să deschizi niște direcții în care oamenii pot să își pună niște întrebări, că de acolo să-și adreseze niște întrebări, pentru că de acolo pleacă tot. Și concluzia mea ar fi așa, că fiecare dintre noi avem în această existență foarte multe ocazii să ne distrugem, să ne rănim și avem și foarte multe ocazii să ne vindecăm și să-i vindecăm pe ceilalți. În orice operă de vindecare și ajutorare a celuilalt există și un beneficiu personal pe care tu poate astăzi nu-l vezi. Pe de altă parte, această compasiune de care am vorbit trebuie să nu fie îndreptată către abuzator. Trebuie să nu fie pe direcția abuzului, pentru că atunci ajungi să îți sprijini abuzatorul în a te distruge. Și cred că, da, lumea aceasta atât de rănită și atât de traumatizată în care trăim, o lume foarte violentă, agresivă și superficială, poate fi transformată și salvată de această compasiune, pe care, dacă vom învăța să o practicăm, vom începe să fim mai sănătoși, vom fi mai puțin anxioși, vom fi mai responsabili cu viețile noastre și o să înțelegem că, ok, mintea mea poate să perceapă ceva despre mine, dar viața aia adevărată, autentică, se întâmplă în afara tabloului pe care eu acum îl văd în fața ochilor minții mele și acolo este singurul răspuns disponibil pentru mine, cel de astăzi. Îți mulțumesc că ai venit astăzi alături de noi. Este puțin, dar încheiem frumos, pentru că am găsit o piesă foarte interesantă, sincer să fiu. Am găsit o artistă excelentă, se numește Raluca Muntean. Și uite, putem să închidem frumos deocamdată acest interviu și te mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Îți mulțumim. Ne revedem, mulțumesc. O ții frumos.